L-avem în fața microfonului, pe așa camere de vederi, pe cunoscutul jucător al echipei Fan Curier, Cenan Daniel. Câteva cuvinte despre această partidă? După cum ne așteptam, un meci mai ușor. Echipa a venit pregătită, dar din păcate am avut un adversar mai slăbuț, asta, cu toate că au jucat destul de bine băieții, adversarii. Ne-am descurcat și până la sfârșitul meciului am reușit să câștigăm meciul cu mici dificultăți. Care considerați că va fi parcursul, sau care ați dori să fie parcursul echipei Fan Curier în actuala ediție a Cupei României? Care este scopul? Ca și în fiecare an vrem să câștigăm toate meciurile, să ajungem în finală, inclusiv să câștigăm finala. Acum vom vedea ce vom reuși. Iar în campionat ce obiectiv aveți? Unde? În același lucru, ca și în cupă și campionat. Cupă și campionat în fiecare an vrem ca să câștigăm. Vedem, anul ăsta avem o echipă mai slăbuță, din punct de vedere și numeric și valoric, dar să încercăm să facem un rezultat bun. Și o ultimă întrebare, ce mesaj transmiteți iubitorilor minifotbal din Sălaj? Un mesaj... După cum se vede în fiecare an, de la fiecare meci se vede un plus față de celelalte jocuri, echipe mai bune, mai tolerante, arbitri mai buni. Sperăm la un campionat cât mai bun, de la an la an. Da, mult succes! Mulțumim!